Mi-am adus aici o armă să-l desfacem împreună și o să mă chinui un pic, dar asta este. Haideți că încep să-l desfac și o să vă arăt după ce termin, ca să nu foșnesc. Așa arată pachetelul și acum o să-l descoperim împreună. Așa arată pachetul de la Bastor și acum o să-l deschidem. Ia să... Așa, așa. Ui, avem o plăsuță din aceasta pe care scrie Alpro. Ia uitați cât este de frumoasă. Acolo fac vlog. Superb, îmi place. Și aici avem Milk, Not Milk, care arată foarte, foarte fain. Haideți să îndreptăm și la cameră. Abia aștept să-l încerc. Am mai încercat produsele Alpro și îmi plac foarte, foarte mult. Știu că au un... e acela barista, parcă, de la Alpro. Da. Și mai era ceva cu vanilie, o băutură de-a lor cu vanilie, care e foarte faină. Și sunt curioasă să văd cum este. Este pe bază de plante. Se pare că are 3,5% grăsime. Ar trebui să fie foarte, foarte bun. Și așa arată. Acesta are 3,5% grăsime, o să-l pun deoparte, iar acesta are 1,8, pardon, și este semi-gras. Și tot așa, pe bază de plante. Super tare, abia aștept să le încerc. Haideți să aranjez eu cutia la loc. Arată cam așa și acesta este, iar aici am o plăsuță, super fain, place mult, mult de tot. Hello, sunt sub această minunată formă, bunuși la față pentru că este cald. Mă aflu în bucătărie pentru că vreau să fac pastă de dinți pentru căței. Știți că pătățel nu prea stă bine la capitolul acesta și medicul veterinar ne-a sfătuit ca înainte de a o duce la detartraj să avem un pic de grijă cu dantura și am zis să fac o pastă de dinți naturală și evident că o să vă arăt rețeta la ea. Da. Păi, haideți să începem. Am pus aici toate ingredientele, sunt în spatele meu și o să vă arăt mai departe. Nu este ceva complicat, sunt doar 3 ingrediente pe care o să le amestec în blender și mai apoi să vedem ce o să iasă. Așa că, haideți să începem. Aici se întâmplă magia. Avem mentă, frunze de mentă. Milk Not Milk de la Alpro, care o să fie baza principală și o să mă duc eu imediat să iau, hello, tuțelul, să iau de aici o banană. Majoritatea a avut loc în acest păhărel pe care o să-l depozitez la frigider.
Iar restul o să folosesc acum pentru căței să îi perii pe dințișori. Avem și periuțe de dinți pentru copii extra soft și cele două victime acolo jos, care au și mâncat azi de dimi. Și hai să vedem cum o să se descurce. Am zis să pun masca asta, o să se termine bateria, așa că încerc să mă grăbesc. Este de la She's Lab, mască vegană cu floarea soarelui. Și o să o scot de aici și să o pun. Știți că eu țin măștile la rece și astăzi este destul de cald. Așa că îmi doresc ceva răcoritor și refreshing pe ten, plus că nu am mai aplicat o astfel de mască cam de 3-4 săptămâni, să zic. Și este deja ocazia să fac acest lucru, dacă aș și reuși să descurc aici ițele. Așa, finally, finally. Ok, să desfac tot ce trebuie și partea asta din zona nasului, care mi se pare destul de tricky. Gata. A, ce bine. Este super fain pentru că e cald afară. Tenul meu este, după cum ați văzut, super roșu. La fel cum este butonul acela de roșu care clipocește că se termină bateria. Sau că bateria e aproape pe terminată și trebuie încărcată. Bateria la cameră, zic. Ok. Gata, asta este. O să mă duc să stau până se intră în piele, până se absorbe și o să iau excesul de aici să-mi pun pe mâini și pe gât. Așa fac de obicei. Upsi. Upsi, upsi. Și în zona urechilor, pentru că văd că nu este suficient de lungă. Ah, da. Super. Acum o să aștept să intre în piele și o să mă relaxez un pic, având în vedere că este o mască destul de hidratantă. Ne auzim mai târziu. Vă pupicesc! Am un colet de la IMAG pe care vreau să-l deschid împreună cu voi pentru că am comandat niște chestii. Este un set pentru unghii semipermanente și îmi este teamă că nu au venit toate chestiile. Mi se par un pachetel destul de micuț pentru tot ce arătau ei acolo și de asta mi este teamă să nu fie tot și îl deschid împreună cu voi ca să am dovada că doar ce l-am deschis a venit sigilat abia acum. Punem deoparte, pentru că aici ar trebui să fie și o lampă. Și cum naiba este o lampă aici într-un set din ăsta atât de micuț? Deci eu nu pot să-mi imaginez. Ok. Avem base coat. Cred că este lampa. Aici avem un cablu USB, da. Avem un top coat. Brandul este Coșcelia. N-am mai auzit de ei, dar am zis să încerc.
Ok, avem aici o pilă. Pilă am și eu, nu asta ar fi fost problema. Aici sunt câteva ojă. Sau oje, nu știu dacă m-am exprimat cum trebuie. Ok, sunt aici. Haideți să vedem și lampa care... What the heck is this? Părea a fi un pic mai mare. What are this? Trebuie să aibă picioare, cred. Ok. Nu, asta este tot? What the heck? Păi și unde pun unghia? What the heck? Ok, ceva lipsește sau mi se pare mie, pentru că arată super ciudat. What? Ok. Ceva nu se leagă din toate chestiile astea. Cred că mai trebuia să mai vină cu ceva. Ok. Da. Așa este când nu te pricep, pentru că recunosc că nu mă pricep și am zis că odată ce cumpăr un set, că acesta va fi setul și că nu ar trebui să mai investesc în nimic altceva, dar nu înțeleg unde sunt restul chestiilor. Presupun că aici ar trebui să aibă ceva sau să se desfacă cumva, în fine. O să citesc instrucțiunile și revin. Da, asta era problema. Erau piciorușele astea. Erau așa și trebuiau date așa. Ok. Ce chestiuță, în fine. N-am dat foarte mult pe setul acesta. A fost în jur de 60 de lei. Sper să merite banii și o să vă țin la curent cu... toată experiența, pentru că vroiam o ușă mai rezistentă decât cea normală pe care o foloseam până acum și mă gândeam să încerc astfel de oje. Da. Haideți să vedem ce o să se întâmple și vă țin la curent. Da, deci vă anunț că mi-am făcut unghiile. Nu sunt perfecte, evident, că nu prea avea cum să fie, adică sunt chestii care puteau fi făcute mai bine, dar ideea este că este o experiență în sine. Mi se pare interesant, sper să-mi reziste manicura. Din câte știu eu, mi-a spus o prietenă să nu mă duc să mă spăl pe mâini vreo câteva ore și să aștept până mai târziu dacă vreau să mă spăl pe mâini. Am ales o nuanță de roz, după cum se vede. Nu știu de ce, pur și simplu aveam chef de roz și da, evident că nu arată ca o manicură făcută la salon, însă eu sunt mulțumită pentru că sper că va rezista mai mult și da, așa arată chițibușul acesta, care este super mic, dar este foarte util și foarte ușor de depozitat, după cum se vede. Nu este ceva complex și îmi place inclusiv faptul că, spre exemplu, poți să-l iei la tine foarte ușor. Ți-i base coat, top coat și o culoare plus chițibușul acesta, unde să ți pui degetelele, lampa aceasta cu luminițe LED. Și da, e foarte utilă, e micuță, e compactă. Se pare că până la urmă am reușit să-i găsesc piciorușele, ca să știu cum va funcționa. Da, cam atât momentan. S-a pus furtuna, așa că aștept un pic să văd cum este și cum o să fie vremea afară. Și vreau să vă arăt că am lucrat în bullet journal. Asta făceam acum. Da. Tema lunii iulie o să fie lavanda și aștept să aranjez pe aici diverse chestii, așa că asta o să facem acum, ca mai apoi să ne vedem de treabă. O să aranjez eu lucrurile pe aici, pentru că totul este un pic cam haotic și
Da, o să continui să filmez, pentru că de asta mă vedeți de aici de sus. Asta este camera cu care filmez pentru bullet journal sau pentru art journaling sau pentru tot ce fac eu legat de artă. Ok, în fine. Haideți că strâng toate astea, upsi, și ne auzim mai târziu. Pupici! Hello, am zis să mai vorbim pentru că scârțesc scaunul, scuze, nu o să mă mai las pe spate. Da, am zis să mai vorbim pentru că acest vlog cumva mi se pare un pic sporadic așa, adică apar destul de răruț în el, chiar dacă vorbesc cu voi în unele filmări, am filmat de sus și mi se pare că lipsește chipul meu și am zis măcar în încheiere, la final, să apar și eu. Da, haideți să o iau cu începutul, cu plecarea noastră la Arad, care, după cum ați văzut, nu a fost planificată deloc. La finalul acestei luni urmează să ne reîntoarcem și să plecăm mai apoi într-o mică călătorie. Să sperăm că Wizz-ul nu o să ne anuleze biletele, așa cum văd că are tendința să facă pentru multe persoane. Acum să vedem, depinde cum decurg lucrurile. Noi deja am planificat, doar că nu se știe. Așa că nu ne bazăm foarte mult pe Wizz-ul. Depinde cum avem norocul, din câte se pare. Da, nu o să intru în detalii pentru că nu aș vrea să dau detalii, nu simt nevoia să fac lucrul acesta, doar că nu a fost ceva ce ne-am fi dorit și ceva ce nu știu, nu-mi găsesc cuvintele, doar nu era nimic planificat și nu-mi doream să se întâmple așa ceva. Asta este. Încerc să mă bucur în continuare de lucrurile obișnuite, de viață în general. Ați văzut că am împărtășit cu voi acele, nu sunt magnolii, mereu uit cum le zice la florile acelea mari, așa, care formează un buchet superb.
Le-am și eu în grădină, aștept să fac și la mine flori, probabil toamna sau primăvara, nu știu exact, dar le-am filmat pentru voi în Arad, era în spatele, în curtea unui bloc și mi s-a părut atât de frumos. În rest am filmat când am mers în târgul comercial Jackson. Este un fel de sucpi, dacă sunteți din Craiova, sunt cam asemănătoare, sau cred că dacă sunteți din București ar putea fi ceva asemănător cu Dragonul Roșu, ceva de genul. Știu că în fiecare oraș cel puțin ar trebui să existe un astfel de târg comercial cu diverse lucruri aduse, nu neapărat doar din China. Am văzut acolo și marfă care venea din Italia. Am văzut niște rochițe foarte interesante, foarte frumoase. Prețurile sunt așa și așa, adică nu sunt nici foarte ieftine, dar nici exagerat de scumpe. Cred că sunt pentru toate buzunarele. Am văzut haine faine, am văzut lucruri faine și ați văzut că mi-am luat o pereche de papuci înflorați din plastic, nimic special. Nu mai știu sincer cât am dat pe ei, cred că să fi fost 20 de lei. În fine, nici nu contează. Eu am două perechi de papuși de genul acesta de vară și am zis să investesc într-o pereche nouă ca să-i schimb. Când îi spăl pe ceilalți, îi iau pe ăștia și când îi spăl pe aceștia, îi iau pe cei, pe cei roșii. Altceva, drumul dus și întors, drumul dus a fost ok. La întoarcere au fost ceva peripeții, un accident pe undeva prin Caransebeș, dar am ajuns acasă cu bine. Doar că drumul la întoarcere a fost cu o coadă foarte, foarte lungă de mașini, cu o întârziere de vreo aproximativ 2 ore și m-am simțit super obosită, de parcă aș fi avut jet lag. Atât de... a trebuit să stau să mă odihnesc câteva zile ca să pot să-mi revin. Și ne-am zis că data viitoare nu mai luăm mașina, o să mergem cu trenul de noapte, pentru că este tren de noapte de aici din Craiova către Arad, ca să nu mai stăm să... Pe autostradă nu mi se pare nimic sigur, sunt foarte mulți oameni care intră în niște depășiri din astea total prostești, îi forțează pe alții să iasă de pe banda lor. Nu știu. În fine, nici nu vreau să intru în subiect pentru că e o pierdere de timp oricum. Degeaba îmi răcesc eu gura pentru că nu ține de mine. Ține foarte mult de poliție să instaleze camere și să-și facă treaba cum trebuie. Să dea amenzi și să, având probe evident, să dea amenzi, să ia carnetul acelor șoferi care îi pun în pericol pe alții. Na. Nu ține de mine să fac eu observație cuiva. Dar mai apoi, când ne-am întors, am mers la piscina asta, dacă iau evenimentele în ordine cronologică, cred că a venit pachetul de la Alpro, de la Bastor, și am început să testez produsele Alpro. Culmea este că atunci când am mers la prietenii noștri de la Comcrafty și ei au băutură vegetală, tot de la Alpro, așa că o să inserez pe aici poza să o vedeți. Și de cum au venit, cum mi-am făcut o cafea cu acea băutură vegetală și mi se pare foarte, foarte bună la gust. Mie îmi place foarte mult pentru că cumva potențează gustul cafelei, nu știu cum să zic, doar că nu ia din aroma cafelei, mi se pare că balansează așa cafeaua, gustul cafelei. În rest, am folosit această băutură vegetală la smoothie și o să vă bag aici repejor o filmare în care am făcut eu smoothie cu această băutură vegetală și a ieșit foarte, foarte bun. Puteți să vedeți filmarea inclusiv la mine pe Instagram, am zis să nu mai pun aici. Mi-a plăcut mult de tot cum a ieșit foarte, foarte gustos și spumos. Mi-a plăcut foarte mult pentru că s-a format așa o spumă pe deasupra și mi s-a făcut acea mustață. Știți cum este la unele băuturi când face acea mustață albă. Mi-a plăcut, mi s-a părut așa foarte interesant. Da. Și ce mai mi-a plăcut la această băutură vegetală este că vine cumva pe
mai multe categorii. Bine, Alpro are foarte, foarte multe categorii de băuturi vegetale. Știu că în momentul în care dorești, ai de unde să alegi, inclusiv pentru micul dejun, adică sunt cumva împărțite foarte, foarte bine băuturile lor vegetale și mi-a plăcut că acestea vin cu grade diferite de, nu știu dacă pot să zic grăsime, dar de astfel de ingrediente care să te și ajute să nu fie chiar pur și simplu o băutură vegetală și atât, ci să aibă și un aport de ceva anume. Și mi s-a părut interesant că unul are 1,8% parcă grăsime și celălalt are 3,8 ceva, 3,5 cred. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant. Mie îmi place cu un conținut, adică cel puțin așa am simțit eu că cel care avea un conținut mai ridicat de grăsime era un pic mai cremos. De asemenea, la una dintre băuturi am pierdut dopul. Mi-a căzut în spatele, eu am zis în spatele frigiderului, dar de fapt era în spatele aragazului. Pur și simplu am deschis, mi-a scăpat din mână și a ajuns acolo și acolo a rămas. Așa că l-am acoperit cu o folie din aceea de plastic și se menține destul de bine. Nu că mi-aș face eu griji, pentru că băuturile vegetale în general nu fac probleme că s-ar strica în frigider, tocmai de aceea am și plac. Da, cam atât despre Alpro. O să vă las link-uri în jos dacă vreți să vă cumpărați și să le testați, mai ales că la IMAG aveți și un cod de reducere, o să-l pun aici, dar o să-l găsiți și jos codul de reducere ca să vă cumpărați în caz că vreți să le încercați, fie pe acestea pe care le am eu sau poate că aveți alta preferată. Știu că aceea barista este foarte căutată de la Alpro. Este specială pentru cafele, în caz că sunteți împătimiți ai cafelei. Da, și vă ziceam că după ce a venit acest colet, am început să lucrez pentru luna iulie în bullet journal și între timp am mai primit un alt colet, mi-am comandat un set din acesta de ojă. Am și încercat setul. Mi se pare ok, adică ce am făcut eu nu era o manicură din aceasta complexă, doar că nu prea știu cum să le mențin. La modul că în momentul în care eu le-am făcut, după aceea am mers la piscină și în piscină fiind apă și clor, evident că au început să se exfolieze, nu mai aveau aceeași aderență și din câte am înțeles, cel puțin 24 de ore sau chiar mai mult ar fi bine să te ferești de apă, adică să nu speli vasele, să nu -ți folosești mâinile pentru așa ceva. Sigur că poți să te speli pe mâini, doar că nu băgat mâna în apă și ținut timp îndelungat. La asta mă refer. Și da, și evident că nu mi-a rezistat manicura, vedeți că nu sunt dată cu ojă momentan. Mai apoi am încercat să-mi fac unghiile cu ceva mov, cu o nuanță de mov, doar că am făcut prostia să iau pisica în brațe după, nu știu, după ce mi-am făcut unghiile la jumătate de oră și cumva tipul acesta de ojă atrage foarte mult păr. Nu știu de ce, habar n-am, nu știu cum și mi s-a prins tot părul de ele și nu mi-au mai plăcut. Le-am dat cu acetonă și le-am desfăcut și mi-am lăsat unghiile așa. Le-am dat cu tratamentul acesta de la Farmec. Nu știu dacă ați auzit de el. Ia să vedem. Hai că face focus. Îmi place mult, mult de tot pentru că cel puțin eu am văzut rezultate cu el. Mi-au crescut unghiile, unghiile arată mult mai bine. Și l-am folosit pe acesta și am zis să iau o pauză, să iau o pauză până mă informez mai bine despre cum să folosesc oja respectivă ca să-mi
reziste unghiile mai mult timp, adică să nu mă mai duc eu în undeva în apă sau să nu mai iau pisica în brațe sau mai multă grijă pe scurt, să aflu care sunt chestiile de care să mă feresc. Da, practic să mă informez și o să folosesc tratamentul acesta de la Farmec timp de 2-3 săptămâni. Cred că vreo 2 săptămâni așa ar fi indicat. Ce am citit eu ca recomandare de la foarte multe persoane din străinătate care cu asta se ocupă este că după fiecare aplicare de tipul acesta legat de unghii să iei o pauză. O pauză între a-ți face unghiile pentru că lumina aceasta LED și tipul acesta de ojă și în general orice tip de ojă pentru că sunt niște chimicale până la urmă pot afecta unghia, pot să-ți dea diverse ciuperci ale unghiei sau diverse alte probleme. Așa că este bine să ai o pauză cumva între aplicări. Sincer să fiu, nu am văzut oameni care să facă asta, dar probabil fiecare face cum știe. Eu m-am gândit că ar fi bine să iau o pauză și să las unghiile așa cum sunt ele, pentru că mie mi se par frumoase chiar și așa. Nu trebuie să am neapărat unghiile făcute, doar dacă sunt îngrijite mi se pare că este suficient. Și să folosesc doar acel tratament timp de 2 săptămâni și o să fie ok. De asemenea, pentru cuticule mai am uleiul acesta de la Pupa. Nu știu dacă se observă. Da. Pe care o să-l folosesc și pe care o să-l folosesc pentru zona cuticulelor. Și cam asta o să fie tratamentul meu pentru unghii, ca mai apoi să revin și să văd cum o să reușesc să mi le fac și dacă vor rezista. În caz că nu, o să mă întorc la oja clasică și asta este, măcar am încercat. Da. Și acum să revenim la partea cu piscina, pentru că v-am zis că am mers la piscina, a fost foarte, foarte fain. Am învățat să not, asta pentru că era o piscină cu apă mică, adică îmi venea până pe la umeri și atunci am prins curaj. Ce pot să vă dau ca sfat este, mai ales dacă sunteți adulți, copil, nu știu, copiii sunt, cred că, un pic mai timorați în momentul în care intră la piscină, așa că probabil au nevoie de susținerea unui adult sau un adult care să fie în apropiere să-i facă să se simtă în siguranță. Eu am mers cumva pe ideea că vreau să învăț singură și i-am rugat pe prietenii mei să-mi arate cum înnoată ei. Și am încercat să-i imit. Am încercat să fac aceleași mișcări ca și ei și a funcționat. Am încercat asta ținându-mă de bară, la un moment dat mi-am dat drumul și apoi am început să înnot pur și simplu în apă și să... Evident că am înghițit multă apă și mi-a intrat apă în urechi, în nas, de vreo câteva ori, dar până la urmă am învățat să plutesc și să înnot așa, pe distanțe mici. Nu am învățat să înnot profesionist sau ghidată de un instructor cu mișcări perfecte, ci pur și simplu am avut încredere să-mi las corpul cumva să preia comanda și să mă folosesc de instinctele mele de supraviețuire ca să înnot, pe scurt. Cam asta am făcut și sunt foarte mândră de mine pentru că nu mă așteptam să învăț să înnot vreodată. Adică eu de fiecare dată când mă duceam undeva, la piscină, la mare, la orice gen de apă, nu aveam curajul să mă avânt mai mult de mal. Sigur, acum nu vă așteptați că o să încep să mă bag în mare, să mă bălăcesc și să las mai avalul. Nu, nici de cum. O să not tot în genul acesta de piscine, mai, din ce în ce mai adânci, pentru că așa mi se pare normal, cumva să îți crești gradul de comfort zone, zonei de confort, până când reușești să înnoți într-o piscină care are, să zicem, nu știu, 2 metri și
adică să -ți depășească un pic înălțimea ta, dar nici mai mult de atât. Nu știu dacă aș avea curaj să not într-un bazin de vreo 3 metri. Da, cam asta este ideea mea despre not. Sper că poate să vă ajute și pe voi în vreun fel, nu știu. Dar am zis să vă împărtășesc această experiență pentru că eu m-am simțit foarte, foarte bine. M-am simțit în elementul meu, ce-i drept, fiind o zodie de apă. Da. În rest, a fost foarte, foarte cald zilele acestea și încă este super cald, neașteptat de cald. Cred că vă ziceam la început că m-am pieptănat acum și mi-am dat drumul la păr. Dar foarte des eu îmi țin părul strâns, nici nu mai știu cum arăt cu el lăsat așa, pentru că nu mai suport. Mi se pare că transpir inclusiv stând, mi se pare că este super cald, incomod și am AC-ul dat drumul aproape cam 70% din zi. Seara îl mai sting pentru că după ora 10-11 deja începe să se mai calmeze vremea, dar mi se par foarte, foarte mari temperaturile acestea și sigur o să vină și genul acela de furtuni nasoale, dar asta este. Da. În fine, nu vă mai rețin, sper că sunteți ok, sper că rezistați pe vremea aceasta, nu uitați să vă hidratați foarte, foarte bine. Asta o să fac și eu acum, mă duc să-mi fac un pic de apă cu lămâie sau o limonadă. Am impresia că am un smoothie în frigider și mă duc să-l beau pe acela. Da, în afară de asta sper că sunteți bine. Fiind duminică, sper că o să reușesc să pun vlogul în seara asta. În caz că nu o să-l vedeți în seara asta și o să-l vedeți mâine, înseamnă că laptopul meu s-a blocat în timp ce salvam videoclipul și că l-am salvat în timpul nopții și nu pe timp de zi. Asta dacă îl vedeți luni. Dacă îl vedeți duminică, înseamnă că laptopul meu a reușit să salveze acest jurnal video și... Da, îl vedeți duminica seara. Ok, vă pup și vă îmbrățișez cu drag, aveți grijă de voi!